Salutare urșilor, bine ați venit la un episod de Escape from Tarkov tutorial. Aici tot cu tătucul nostru Prapor, care ne pune să mergem pe dorms la misiunea Shaking Up Teller, unde trebuie să avem această cheie, dorm room 203, unde este în 3 story la etaj. Haideți să mergem ușurel, frumos, elegant, lejer de vară. Se pare chiar ne-a spunat în zona cu ZB-uri. Nu știu de ce când ne jucăm custom ne dă pe la ZB-uri, mai ales când vreți să facem tutoriale de misiune. Dar nu contează, suntem aproape. O să mergem direct, nu o să ocolim, pentru că... un relay. Nu știu de ce l-am luat, dar în fine. Bun, avem spawn-ul din dreapta, avem spawn-ul din partea cealaltă și noi care l-am avut acolo suntem puțin în avantaj față de la gas station. Așa că vom încerca să fugim cât mai rapid la dorms, chiar dacă putem să ne interceptăm cu alte spawn-uri, doar că noi avem de făcut misiunea. Desigur să nu uităm, dacă vreți vă faceți misiunea cu risc minim, puteți să intrați pe noapte, hacepe și să încercați să faceți misiunea. Nu este 100% recomandat, doar aveți o șansă mai mică să întâlniți player. Chiar dacă întâlniți și auziți că fug spre voi, puteți să vă puneți pe burtă într-o tufă sau ceva de genul și poate nu vă văd. Dar asta nu este 100% true. O să vă iasă din prima misiune. La fel cum și noi acum ne ducem direct Val Vârtej și vom vedea ce ne iese. Noi trebuie să mergem pe 3 story, nu pe 2 story. Și ne vom urca direct la etajul 2. Sperăm să nu dăm de inamici sau de așa la... Așa. Ia să vedem, ia să vedem. Desigur, sunt și anumite spoturi pe aici unde ar putea fi, dar momentan nu ne interesează goal-ul nostru. Mi se pare că am văzut pe cineva pe acoperiș, dar îl ignorăm. Mă lăsăm acolo să-și facă el trebușoara lui de stat pe acoperiș și pe noi să ne lase în pace. Ia să vedem, ia să vedem, ia să vedem. Putem să intrăm pe aici, pe geam. Și pe acolo recomand la toată lumea să intre direct pe geam, pentru că este mult mai safe și mult mai ok. Bun, suntem la etajul 2, trebuie să mergem... Doamne, ce m-au speriat. Trebuie să mergem la ușa 203. Această ușă este în capăt aici. După cum vedeți, noi putem să o deblocăm. Are 2-0, doar că nu scrie și 3-ul. Dar dacă ne uităm aici, este 204. Deci față în față este 203, pentru că acolo este 201 și aici este 202. Pac, am deschis. Stai așa puțin. Aceasta să fie misiunea. Ori o aveți aici de desubt, ori pe pat. Din două una este această misiune. Vă luați valijoara și puteți să mergeți frumos spre extract. Desigur, dacă avem mașinuța, mergem cu mașinuța. Dar nu este nici de data asta. Așa că noi trebuie să ne întorcem la crossroad. Deja știm unde este crossroad-ul, deci nu o să ne lungim și o să mergem direct acolo. Trebuie să vină echipat cu 66, doar că până atunci mai povestim. Nu uitați, cum am zis, puteți să intrăm pe la parter pe ușă ca să avem un risc minim, să direc pe partea cealaltă, dinspre construction, mergem la misiunea și am ieșit, intrăm și ieșim, nu ne interesează altceva, nu ne interesează altul, nu ne interesează nimic, doar să ieșim victorioși cu misiunea făcută, să fie toată lumea fericită. Acum tot la fel, noi trebuie să fim atenți la scavi. Cum am zis, uite, aici este la un scav cu toz. Dacă mergeam pe partea altă, pe lângă drum, ca să trecem direct cât mai rapid, acest scav putea să ne iei prin surprindere cu un backshot în freză. Așa, uite, avem smuggle boat-ul. Acest fum micuț care îl vedem, acest foc, se cheamă smuggle boat. Și aici este o bărcuță cu care noi vom pleca de pe această porțiune de drumuleț frumos. Ne duce ambarcațiunea. Nimeni nu știe unde. Poate direct după colț, adică trece puțin, pac, 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 la cât de mare e și dacă e și fulgherat, se rupe dopul. Bun, a fost o misiune de circa 4 minute, tot la fel, una scurtă, rapid, intrăm și ieșim, nu ne întindem pe bătut scap, ne întindem pe lutat. Targetul nostru este să facem cât mai multe misiuni, pentru că dacă noi acum terminăm misiunea, pe lângă 1600 de XP, să zicem că l-ați luat voi, vă primiți și altul și faceți level și mai mare. Așa că vă mulțumesc că a stat până acum. Urși adevărați compatrioți. Și dacă doriți să continuăm această serie, nu uitați de butonașul de like și butonașul de subscribe, deoarece mă motivează foarte mult să continui.
Și ne vedem pe stream pentru întrebări adiționale și pentru a ne juca împreună. La revedere și multă baftă!